Să fiu sincer, mă cam îngrijorează felul în care Alice vorbește, comportamentul ei, cum se comportă ea cu un băiat. Totuși, adică ați văzut, eu m-am costumat în David, pentru cine nu știe, iubitul fanei nebune, pentru că Alice vorbește cu un băiat, David, despre care eu am aflat detalii de la ea, cam cum ar arăta și toate lucrurile de genul, și eu m-am costumat în felul în care ea mi-a descris, pentru că partea bună este că ea nu s-a întâlnit niciodată cu el, doar au vorbit acolo prin mesaje sau nu știu prin ce au vorbit ei pe la telefon, habar n-am, sincer, dar ceea ce vreau să fac astăzi, vreau să mă duc prima oară, pentru că știți ce s-a întâmplat, dățile trecute s-au întâmplat niște treburi cam ciudate din partea aia, adică să se comporte așa cu un băiat, dar mă rog, nu mai spunem asta acum. Vreau ca prima oară vreau să mă duc ca Rafael, practic, să fiu eu singur, practic, n-am mai fost pe la Alex de vreo 2 zile. Dar știți care este faza? Eu sunt curios și unde este Darusel, pentru că Darusel încă nu este acasă, adică mă rog, Darusel, iar a plecat de nebun, nu știu, cred că e pe la bunică sau habar n-am unde, în fine. Iar acum vreau să mă duc la Alex acasă, pentru că vreau să văd dacă ea spune niște chestii, pentru că știți, acum dacă s-a întâlnit cu David, care eu de fapt sunt eu, nu e niciun David, pentru că David, săracul, nu prea știe că Alice se întâlnește cu David, care nu e David. Dar în fine, ați înțeles voi care este ideea. Acum vreau să mă duc la Alice să vedem dacă îmi spune ceva despre zilele trecute, dacă s-a întâlnit cu David, dacă îmi spune că s-a întâlnit cu David și toate treburile astea de genul. Chiar sunt curios, dar haideți să mergem acum la Alice, să nu mai stăm la vorbă și după vreau să mergem și ca David, adică nu stăm doar așa, dar prima oară mergem așa normal, ca Rafael, să ne mai vadă și pe noi, că nu ne-am mai văzut de foarte mult timp și poate se îngrijorează. Haideți să mergem acum repede. Alice, ce faci, Alice, aici? Bă, alo, ce faci, bă, cu undița aia? Te duci la ce te duci, mă, Alice? Te duci la pește? Unde te duci? Mă, ce se întâmplă, bă? Cum adică să merg la pește? Tunzi iarba! Alice, ai... cum tunzi iarba, în primul rând? Ai... ok, cum tunzi iarba? Păi, da, stai așa, deci am găsit pe internet că cică cu eu de-asta pot să tunzi iarba, bă, mă, dar când unde... o pun aici, nu face nimica. Pentru că e o undiță, Alice, undița a prins pește cu ea. Cum să tunzi iarba? Tu ai nebunit? Bă, dar nu e o undiță, mă, care e un morcov în vârf. Băi, da, e o undiță cu o momeală. Adică, asta cred că e o undiță de fapt pentru iepuraș, Alice. Adică, dacă vezi... Mă duc să prind iepuraș! Bă, lasă-mă iepuri... Ok, da, uitați să băsi la Alice. Bă, Alice, vină-mă înapoi că vreau să vorbesc ceva cu tine. Mă, Alice, unde duci, mă? Ce fai eu? Bă, Alice, bă, dar ce mai făcut în zilele astea? Că nu mai vine pe la tine, dar chiar ce mai făcut? Că, sincer, chiar... Adică știu că ieri, Alice, știu că ieri stăteam acolo sus la mine în casă și tu mă spionai, veni să-i la mine la geam. Ce căutai? Dar chiar că am uitat să te întreb. Cum adică ce căutam? Bă, nu, mă, nu, tu halucinezi, că eu am stat aici, eu de 3 zile stau și mă chinui să tund iarba. Am înțeles, ok, Alice, și ce mai făcut tu zilele astea, cât timp n-am mai venit pe la tine? Păi ți-am zis, bă, că am făcut tu iarba. Cum? Păi ți-am zis că nu merge și tu, adică, stai puțin, tu te chinui de vreo 2 zile să tunzi iarba și nu reușești. Exact așa. Doamne, Alice, ok, și altceva n-ai mai făcut? Păi da, ce să fac altceva dacă ți-am spus că tund iarba? Nu știu, ai mai făcut ceva prin curte. Și tu nu mă lași în pace, bă, da, stai așa, am făcut ceva, iar trece încoa. Deci, bă, încoa, când îți zic, treci! Gata, trec, mă, ce-i făcut? Ok, deci e nebună, Alex, adică chiar e nebună, sincer, nu vreau să mai aud explicații, chestii, nu vreau să mai aud Alex, ce-i asta? Mă, păi, eu vreau un animal și nu pot să-mi iau un urs că mă mănâncă, așa că vreau o pisică. Așa, și ce-i asta? Adică vrei o pisică și ce? Ți-ai pus o statuie de pisică ca și cum că asta e pisică, nu? Wow, bă, dar nici măcar cam seamănă cu un câine ăsta, sincer să fiu. Ai stricat-o tot, așteaptă să vorbesc. Mă, ce? Păi, hai, vorbește, ce mai vrei? Așa, deci, am făcut asta și acum aștept să cadă o pisică din cer, că am mers la lac și am dat cu sare de 3 ori și se spune că așa o să apară o pisică dacă face loc. Doamne, Alex, tu te uiți la chestii pe internet, tu vezi chestii pe TikTok sau pe ce te uiți tu, Alex, și tu chiar crezi în ele? Mă, adică, mă, da, stai, mă, că stai, încerc să sar super, ta! Am cumpărat papucii ăștia de pe internet și se spunea că dacă faci, uite, așa și apoi sar, te sare sus. Da, foarte, Alex, ce să spun, și cât ai dat pe ei? Bă, păi, nu știu, 4-5 stecuri de valize de bani? Tu vrei să spui mie că tu ai dat 4 sau 5 serviete cu bani, pline cu bani pentru... Nu 4 sau 5 serviete, 4 sau 5 stecuri de serviete, adică 4 sau 5 ori 64 serviete cu bani. Bă, stai, Alex, Alex, am înțeles, tu ești nebună, dar chiar atât de nebună ești să dai bani, atâția bani pe niște chestii care nu sunt adevărate. Cum adică, bă, trenul mă stă aștept, o să sare sus! Sunt adevărate, Alex, dar nu funcționează, asta-i treaba. Mă, nu, că funcționează, trebuie să aștept și sus! Ok, cum zici tu, Alex, în fine, ok, deci am înțeles.
crezi că tu vrei să-ți cumperi o pisică, Alin, sau ce vrei să faci tu? Da, mă, dar vreau o pisică. Adică nu vreau să-mi cumpăr, aștept să cadă pisica. Mă, cum să cadă o pisică din cer? Tu te-ai... Bă, Alin, tu te-ai signit rău de tot la cap, sincer, ce-ai pățit? Adică, ai venit tu să-ți strici aici visurile, să știi... Ai văzut? A mers! Ai văzut? Ce-a mers? N-a mers nimic, te-ai urcat pe gard, wow! Nu mă, în fine, merg când vorei. Dacă tot, deci dacă tu ai venit aici să-mi strici mie visele, să știi că poți să pleci, hai, pa! Ok, stai puțin, stai puțin că vreau să vorbesc cu tine ceva. Mă, Alice, bă, stai puțin, ce vise? Vise sunt alea când dormi, Alice, tu ai visat în somn și tu acum crezi că dacă ai visat în somn, că realitatea o să sari în sus, nu? Și o să-ți pice pisici din cer, nu? Pleacă-mă de aici! Ok, ok, stai puțin, stai puțin, Alice, dar ce faci? Tu chiar te-ai țignit la cap, mă, ce-mi faci, mă, Alice, mă, ce-mi faci? Eu îți fac magii vrăjitorești pentru că am o de asta pe cap și acum pot să-ți citesc gândurile okay, și să fac okay, ce vreau okay. Cu tine, pa! Ok, stai puțin, mă, stai, mă, că vreau să vorbesc cu tine, mă, Alice, bă! Ok, deci tu chiar te-ai țignit la cap, pentru că asta voiam să zic, ai chestia aia pe cap, nu știu care este faza cu ea, dar cred că te-ai lovit, nu? Și da, ai pe cap, că ești tu nebună, nu? Dar nu vezi că mai am și altceva? Ce mai ai altceva? Ce? Ți-ai pus acolo pantaloni? Ce sunt aia? Bă, cum adică, mă, pantaloni? Că stai cu... antiglonți! Ce, bă, Alice, bă, dar tu prea trăiești în filme, mă! Mă, cum? Bă, ce? E gata! Ok, nici nu s-a auzit, în fine, ok, da, cred că o să plec de aici, mă, este foarte bine, am aflat o informație nouă, deci Alice vrea să-și cumpere o pisică și ceea ce înseamnă ar fi ceva foarte, foarte bine și eu m-am gândit să mă duc să cumpăr o pisică, dar nu trebuie să o dai eu, ci David, adică iubitul fanii nebune, cum ar veni, practic, Alice, da, dar cum ai ajuns tu pe casă, Alice? Păi da, ți-am zis eu că cu ăștia poți să sari super sus, numai că trebuie să vrea ei. Da, da, am înțeles, în fine, hai că plec eu acasă, Alice, am niște treabă, bă, Alice, hai, lasă, stai tu acolo, în fine, ok, ceea ce este foarte bine acum este faza că, de fapt, n-ar mai trebui să mai vorbesc pe aici, că deja mă aude și Alice, mă, ce faci mai să o duci la mine acasă, ok, cred că nu mă mai duc nicăieri și o să rămân fix aici pe stradă. Ok, planul stă în felul următor, eu vreau să mă duc la un veterinar, bine, nu la veterinar, că nu avem nevoie de veterinar acum, pentru că vreau să mă duc să-i cumpăr o pisică și trebuie să mergem la un magazin de animale, la un pet shop, care știu eu că se află undeva prin apropiere, adică nu știu dacă exact prin apropiere, dar am aflat eu totuși că pe aici prin oraș se află un magazin de animale, unde se află chiar și pisici, adică cine n-ar vinde pisici la un magazin de animale, să fim serioși. Iar eu m-am gândit că tot ar trebui, adică tu, Alice, vrea o pisică, nu vreau eu să-i fac cadou să creadă că e de la mine, vreau să-i fac direct David, chiar sunt curios, pentru că ea s-a comportat foarte, foarte urât cu David zilele acestea și vreau să văd dacă își schimbă comportamentul sau care este faza, adică de ce Alice se comportă așa cu un băiat, habar n-am totuși, poate are ea ceva, un motiv anume, dar asta vreau să aflu astfel, după ce o să iau cadou, după ce o să iau pisica și o să-i aduc să vedem cum o să reacționeze, chiar sunt curios cum o să reacționeze totuși, dar nu mai stăm la vorbă, haideți totuși să vedem cum o să reacționeze. Așa, apropo, scrieți acum în comentarii de câte ori am zis reacționeze, că deja am zis reacționeze de foarte multe ori, reacționeze. Ok, nu o să mă acostumez de acum, pentru că o să fiu ca Rafael, pentru că prima oară trebuie să mă duc la veterinar, nu la veterinar, nu știu ce zic veterinar, poate trebuie să-i facă și vaccin, trebuie să-i facă niște chestii la animal, dar în fine, mă duc la magazinul de animale să cumpăr acolo o pisică, mă duc direct ca mine, ca Rafael, și după aceea trebuie să vin repede acasă cu pisica și să mă costumez neapărat, deoarece, stați puțin, că mi-am adus aminte, bă, dar eu cu ce mă duc, trebuie să mă duc cu bicicleta pentru că Alice mi-a aruncat, ok, eu vreau să mă, eu, ok, deci uite să puțin la mine, eu să-i fac un cadou, o pisică lui Alice, practic, bine, într-un fel, adică i-ar face David, dar David care nu e, sunt tot eu, practic, dar, da, ea mi-a aruncat mașina în apă, și tot eu îi fac cadouri, adică, pe bune, scrieți acolo în comentarii, dar nu sunt eu om bun, față de Alice, față de Darusel, sincer, dar de Darusel chiar nu știu, scrieți acolo în comentarii unde credeți că a plecat Darusel, că nu știu unde e, sincer. Ok, cred că am ajuns, cred că aici se află, în părțile astea pe aici, pe undeva, nu știu de ce, cred eu, ok, deci fix aici se află, perfect, o să-mi pun eu bicicleta aici și să mergem înăuntru să vedem care este faza, vreau să văd ce animale sunt, ok, mamă, e un șarpe aici, cine ar vrea, sincer, să aibă un șarpe, adică uitați-vă puțin cum se ridică șarpele ăsta și cum face din dinți, cum are dinții, cum are toate astea, da, nu, eu n-aș vrea un șarpe, sincer, mi-ar fi foarte frică, ok, mai avem pe aici, mamă, o tarantulă, niște pești, foarte, foarte frumos, totuși aici, o iguană, ce e, mă, asta e iguană, cred că, și pe aici, pe aici nu e nimic, ok, nu mai e absolut nimic, eu am plecat, am venit după, uite căței pe aici, mamă, cât de tare, oare n-ar avea Alice niște căței, sincer, pentru că am văzut că acolo nu mai sunt, bună ziua, aș dori și o pisică, totuși, adică am văzut că nu aveți pe aici, dar ați putea cumva să dați o comandă ceva, adică, nu știu,
pe unde aveți pisicile. Știu că aveți pisici totuși, mi-aș dori o pisică totuși, pentru că am nevoie de o pisică. Vreau să cumpăr o pisică pentru o prietenă de-a mea, foarte, foarte bună, și chiar aș avea urgent nevoie, sincer. Adică nu aș vrea să mai stau foarte, foarte mult. Mamă, cât de frumos episodul acesta, pisica asta, mamă, deci am avut o lege foarte, foarte bună. Ok, nu vă speriați, nu vă speriați, pentru că m-am costumat, pentru că am venit aici la Ali și planul stă în felul următor. Am adus pisica, uitați-vă cât de frumos arată, chiar sunt curios ce nume o să-i pună Ali. Scrieți acolo în comentarii un nume pentru pisică. Dacă Alice nu o să știe un nume, vreau să vedem. Poate știți voi un nume foarte, foarte potrivit pe care Alice ar putea să-l pună la pisică. Dar ceea ce este în felul următor, o să stăm acum, pentru că fiți atenți ce vreau să facem. Vreau să mă duc la Alice să vedem ce mai face, cum să mai simte, cum toate astea. Vreau să întreb prima oară de ce s-a comportat cu mine, adică cu David, așa de urât zilele trecute, adică ieri practic și alarteri. Și după vreau să zic, mă, Alice, am o surpriză, nu știu ce toate chestiile, de ce nu, și vreau să cum reacționează când o să ajung aici în spate. Dar știți care este faza? M-am gândit la o chestie acum, după ce am cumpărat eu toate chestiile acestea. Oare Alice nu și-ar putea să-și dea seama că eu sunt de fapt David? Că, adică, am venit eu mai devreme, care pare că am suspect, sincer, am venit mai devreme, am întrebat-o ce face aici, am văzut treaba asta, mi-a zis că vrea o bizică și să vin eu așa dintr-o dată, dar haideți că rezolvăm dacă, dar suspect, nu cred că o să-și dea seama, sincer, pentru că, până la urmă, e Alice și nu o să-și dea seama. Dar haideți să mergem acum repede la ea în fața casei să vedem unde se află Alice, să vedem, pentru că, da, nu, deja sunt emoționat, nu știu ce să mai zic, în fine. Gata, perfect. Am ajuns aici în față. Am ajuns aici în față. Acum trebuie să-mi pregătesc vocea. Bună, Alice, bună. Gata, gata. Așa, mi-am pregătit vocea și acum trebuie să mă duc la Alice. Să-i facem să vedem cum stă planul. Cum? Ok, nu mai zic nimic, că deja nu mai știu ce să mai vorbesc, sincer, sunt prea emoționat, dar haideți să mergem acum. Alo, Alice, Alice, sunt eu, David, Alice, Alice. Bună, morcovul ăsta, mam. Alice, stau, vin în coace, vin în coace la ușă, Alice, Alice. Foarte bună, morcovul ăsta. Salut, ai venit. Mă, ce faci, Alice? Nimica, nimica, mâncam un morcov, nimica. Poftă bună, poftă bună, Alice. Da, mulțumesc. Alice, da, îți pare bine că am venit eu pe aici până la tine, să te deranjez. Nu-i nimica, de ce? Păi, dar nu știu, mi se pare că te-ai comportat foarte urât cu mine ieri și mi-a fost frică de tine, Alice. Ce-ai pățit? Pare rău, era numai să testez eu ceva, dar ce te aduce pe aici? Ce? Ok, ce să testez, Alice? În fine, ce să mă ducă pe aici? Alice, să fii atentă, pentru că, adică, m-am gândit să-ți fac o surpriză, Alice. Am o surpriză pentru tine. Știi de ce am eu surpriza asta? Înainte să spun surpriza, vreau să spun în felul următor, Alice. Am făcut surpriza asta pentru că, nu știu, îmi pare că nu-ți mai place de mine, că nu-ți mai dai interes. Adică, mie-mi e frică, Alice, că te comporta foarte urât când am venit. De ce? Sunt urât în realitate? Că, adică, așa mi se pare. Mi-e frică, Alice. Alice, spune. Nimica, nu. Gata. Poți fi așa, unde-i cadou? Ok, tu deja întreb de cadou, Alice. Adică, nu. Păi, dar de bă, unde-i cadou? Bine, da. Alice, da, spune-mi sincer, ți-ți mai place de mine? Da. Mersi, Alice. Ok, hai, vină repede aici în spate, pentru că fii atent, Alice. Închide ochii, nu te uita. Deja s-a uitat, în fine, nu mai. Alice, ia uite ce ți-a cumpărat. Pisică care mănâncă flori? Ce? Păi n-ai văzut că mănâncă flori? Ți-am cumpărat o pisică, Alice. Mi-ai luat o pisică? Da. Mamă, mulțumesc. Ok, deci mie mi se pare că Alice deja nu se bucură. Nu știu care este faza cu bucuria asta, e ok. Până la urmă e Alice și n-am gen ce să mai fac, în fine. Am găsit un nume perfect, am să-i spun pisica. Alice, ce? Îi pun numele pisica la pisica? Da. O idee foarte, foarte bună, Alice, ce să spun? Da, o idee originală, cea mai bună idee. Nu, adică altă idee n-avea, nu știu. Pisica, mănâncă morcovul, pisica. Mă, ce faci, mă, Alice, aici? Ce? Nimic. Alice, îți place cadoul pe care ți l-am făcut? Da. Alice, nu pare. Alice, spune-mi, te rog, ce s-a întâmplat ceva? Adică eu înțeleg, pot să nu mai vorbesc cu tine, nu te mai stresez, nu mai vin până la tine. Adică de când ne-am văzut? Păi, pentru... nu e nimic, stai cu minte. Ok. Da, îți place cadoul? Da, e frumos așa. Alice, pentru ce ai făcut curtea asta aici? Că da, am venit aici în curte și am văzut curtea asta și m-am gândit că e un loc perfect pentru o pisică. Păi, să știi că așteptam să cadă o pisică din cer. Cum adică să cadă o pisică din cer? Alice, cum adică? Ce vrei să-i faci la pisică? Nu, că eu nu-i fac nimica. De ce te comporți așa ciudat? Parcă nu era așa. Așa cum? Alice, spune, te rog, ție-ți mai place de mine? De David, adică de mine? Păi, da, cum să nu? Păi, dar nu știu, te comporți foarte, foarte ciudat, nu știu, ești foarte rea și eu nu te credeam așa, nu știam că ești așa. Bă, ce faci? Alice, ce faci? Eu nimica, tu stai calm. Alice, ce faci aici? Alice, bă, ce... Alice, știi ceva? Cred că o să-mi iau pisica înapoi și... Bă, tu nu iei pisica.
pisica nicăieri. Deci fii atent, că vreau să spun ceva, da, dar trebuie să fii foarte atent. Bine, bine, ce vrei să-mi spui? Deci să știi că eu mă bucur foarte tare pentru pisica și că am făcut acestea din nou să te testez, să văd așa dacă încă să mai stai și toate ce? Astea. Ce? Adică? Că nu te înțeleg. Ce? Cum adică? Ce să mai stau? Unde să mai stau? Să mai stai aici. Adică, mai stau, Alisa, te comporți foarte urât, adică mi-ai spart asta aici, ce vrei să faci? Nu, că gata, s-a terminat cu asta, de acum totul e bine. A, păi, dar de ce ai făcut așa? Păi ți-am zis că vreau eu să testez ceva, că intră. Ce adică să testez? Ce să testez? Vino, mă, ce fund de pleci? Am făcut toate astea ca să văd dacă tu stai pentru cu mine aici, pentru un motiv sau ceva, sau tu chiar vrei să stai așa și văd că stai pentru că așa vrei tu. Mă, nu te înțeleg, Alice, cum adică? Mă, deci fii atent, am vrut să văd dacă ești o persoană bună și am aflat că tu chiar ești așa foarte tare, o persoană foarte, foarte tare. Mulțumesc, Alice, chiar mă bucur, adică tu toate treburile astea le-ai făcut așa cu un scop să vezi, adică practic tu ai vrut să vezi dacă eu mă comport frumos cu tine, chiar dacă tu te comporți așa ciudat sau toate chestiile, dacă îmi place de tine sau ce? Da, exact. Ok, să știi că m-am cam speriat. Nu, că n-ai de ce, e totul bine. Acum hai, intră în casă. Nu, Alex, că atât a fost, că vreau să mă duc acasă. Ne vedem data viitoare, ok? Păi, dar deja pleci. Da, băi, dar n-am ce să fac, că trebuie să plec la mine, acolo că eu stau departe. Să facem seara și nu mai apuc. Bine, hai că mă duc și eu. Bine, papa. Da, uitați-vă puțin, adică Alex iarăși dă cu invizibilitate toate chestiile astea. De ce nu știu? Scrieți-mi acolo în comentarii dacă a fost o idee bună să-i fac cadoul acesta, dacă Alex s-a comportat, dacă... Vreau să spuneți acolo în comentarii dacă credeți că Alice se comportă, cum s-a comportat până acum, sau dacă credeți că se va comporta mai bine de acum încolo. Mă, ce facem mai acolo? În fine, nu mai contează asta. Chiar sunt curios totuși unde este Darusel. Dacă te-ai uitat până la final, scrie în comentarii cuvântul final și lasă un comentariu cu partea ta favorită din clip, iar tu activează clopoțelul de notificări pentru a fi la curent cu ce și când postezi.